ce vreau să vă arăt aici, la, în stupina mea, ceea ce se feresc apicultorii în general să arate, este cea mai mică colonie în stupină. Și la mine este aceasta. Ce înseamnă cea mai mică colonie? Înseamnă o matcă și ceva albine, da? Dar ceea ce merită văzut este că matca este de calitate. De ce? Fiindcă ouă destul de uniform și sunt una lângă cealaltă celulele căpăcite. Ce trebuie să, dacă ne uităm bine pe această ramă, albina este uzată, fiindcă ce s-a întâmplat aici? Aici s-a întâmplat că a roit 3 roi. Deci aceasta a fost colonia cea mai roitoare posibil. Matca nu este de la ce roi. Au plecat, am făcut cu bocii respective încă 2 roi și acei 2 roi au roit, au plecat, au lăsat stupul gol. Deci a rămas stupul gol pur și simplu și aici a rămas albina care se vede. În primăvară a fost foarte bine dezvoltat, a primit și cap, dar în urma urmei aproape că s-a desfințat. Deci a rămas ce se vede, cea mai mică colonie din stupină. Acum, fiindcă matca este de calitate, ce o să fac? Eu acum mă duc și caut o ramă cu puiet căpăcit și aduc aici a lui o ramă cu puiet căpăcit. În toamnă voi decideți dacă va rămâne singur sau va, în funcție de cum va depune ouă și cum va lucra această matcă, o să înlocuiască o altă matcă care nu mai corespunde cerințelor. Bun, cam asta am vrut să vă arăt. La o astfel de nucleu nu prea am ce să arăt. E micuț, asta este, încercăm să-l facem mare. Din micuț să facem mare. Dacă aveți, acum mă refer la cei începători, dacă aveți astfel de colonii mărunte, e greu ca acesta singur să fie destul de puternic și să intre în iarnă. Mai mult e un fel de nucleu de împărete. Bun, până data viitoare, numai bine!